Recitalul a bucurat giurgiuvenii iubitori de frumos, veniți din păcate în număr destul de mic la Ateneul Nicolae Bălănescu, acolo unde s-au produs soprana Bianca Ionescu și pianistul Ștefan Doniga. Spectacolul a inclus liduri și arii din operete românești, precum și alte lucrări semnate de compozitori români de renume, dintre care amintim pe George Enescu, Tiberiu Bredicianu, Alfred Alexandrescu, George Grigoriu sau Florin Comișel. Recitalul de aseară este startul unui turneu național, Giurgiu fiind primul oraș dintr-o lungă listă de localități, unde cei doi artiști vor concerta în aceeași formulă sau într-una mai lărgită.